așa cum domnul inspector general va arăta. Într-o altă clasă nu sunt probleme, sau nici în mintea elevilor nu sunt probleme de natură penală, dar sunt probleme de altă natură și vor să obțină informații ce spune legea despre. Da? Și atunci avocatul îi poate da răspunsul cât se poate de concret. Adică nu mergem pe statistici, sunt atâtea furturi sau atâtea violuri sau... V-am indicat la începutul discuției de astăzi, există un clip de informare, 3 minute, parcă durează, pe YouTube, referitor, făcut tocmai în baza acestui manual de educație juridică, în care acolo dă și date statistice despre ce se întâmplă în România la ora actuală, absolut statistic, câte mii de copii sunt victime, câte acțiuni sunt cu minori, da, ce interval de timp și este, pot să spun cu tremurător, cât de scurt e intervalul în care un copil este supus unei fapte penale, da? Puteți afla și de acolo date statistice. Noi nu mergem pe date statistice, noi vrem să facem în profunzime ceea ce ne-am asumat să facem. Să le dăm informația pe care fiecare avocat o poate da.